Păi s-a adaptat așa cum s-a adaptat și tranziției. De 30 de ani noi suntem într-o permanentă adaptare. Păi adaptare în sensul de luare în serios a timpului cu care ești contemporan. Adaptarea nu înseamnă nici slăbirea identității, nici renunțarea la niște caracteristici. Este vorba de, dacă vreți, de capacitatea Bisericii lui Hristos de a îmbrăca hainele vremii. Așa cum Hristos însuși îmbracă hainele culturii și civilizației în care se naște la propriu, tot astfel și biserica îmbracă hainele epocii în care se află și mărturisește ceea ce este dincolo de timp. În sensul ăsta vorbesc de adaptare, care sigur poate să aibă și forme periculoase de amnezie, de falsificare, de autofalsificare, poate chiar a unor trăsături. Dar toate țin de această logică a faptului că noi atunci când vorbim de creștinism, vorbim de o religie a întrupării. Noi nu suntem niște demisionari ai istoriei, care doar din când în când intră în convergență cu timpul și îl contaminează cu eternitatea. Noi venim dinspre teluric, dinspre contextual, dinspre ceea ce este dat și aspirăm către ceea ce este promis. Și această tensiune permanentă între deja și nu încă, caracterizează până la urmă oamenii, nu doar viața bisericii în ansamblu, ci viața fiecăruia dintre noi.